Următorul nostru invitat telefonic de data aceasta din Statele Unite ale Americii este în legătură directă cu noi, naturopatul Cristian Răchitan. Bună seara și, de fapt, bună seara, bună ziua la dumneavoastră și bine ați venit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Da, bine v-am găsit, bine v-am auzit, să rămână celor dumneavoastră, celor din studio și salutări tuturor ascultătorilor al stației dumneavoastră de televiziune. Am auzit să trăim frumos. Eu aș spune mai bine să trăim sănătos, că dacă trăim sănătos, atunci automat trăim frumos. Dacă doar ne limităm să trăim frumos, frumusețea asta este atât de relativă, fiecare om vede frumusețea într-un fel anume, dar trăitul sănătos este decât într-un fel. Să dormim bine, să mâncăm bine, să gândim bine, să ne respectăm unii pe alții, să comunicăm. De fapt, asta este o trăire sănătoasă, că dacă ai o minte și un corp sănătos, atunci poți să trăiești frumos. Am înțeles că este o perioadă specială acum în România, am înțeles că există Euroviziune și atunci, ne pregătim ăsta pentru semifinală și cumva îndemnul nostru către toți românii din afara țării este să voteze număr cât mai mare echipa României, așa încât să fim pe un loc cât mai sus. Vă invit și pe dumneavoastră să vă alăturați acestui îndemn. Trebuie să trecem de semifinale și să ajungem în finală și să terminăm cu brio și finala și să ieșim cei mai buni din Europa. Sigur că unitatea, numărul, cu cât numărul este mai mare, cu atâta forța este mai mare, precum a fost și atunci la unire, unes doi, puterea crește, așa că unes mai mulți, puterea crește și sigur că unitatea este un lucru esențial, merge direct proporțional cu forța și atunci cu cât votăm mai mult și sigur că sugerez la toți românii din New York, din Statele Unite, de pe continentul nord și sud-american și de pe întreaga planetă, sugerez să voteze cu echipa României, care reprezintă că noi suntem aceiași români, indiferent unde suntem, pe ce colț al lumii, pe ce tărâm al planetei, suntem tot români, așa că sigur trebuie să simțim românește, simțim și pentru locul unde trăim acolo, dar trebuie să simțim și românește și trebuie să ne ajutăm și să ne ajutăm unii pe alții, să ne îndrumăm spre bine unii la alții și sigur să creăm o unitate și acum în situația în care românii trebuie să câștige finala, trebuie toți să ne adunăm, să ne mobilizăm și să votăm pentru toți, pentru ca echipa României să treacă de finală, să iese prima din Europa. Eu sunt convinsă că vă e dor de România, n-am nici cea mai mică îndoială, dar pentru că ne-ați corectat mai devreme și ați spus că trăitul frumos înseamnă în primul rând trăit sănătos, nu vă las până nu ne dați așa un top 3 de sfaturi de viață sănătoasă nouă și telespectatorilor. Sfaturile de viață sănătoasă sunt mai întâi sigur să dormim înainte de miezul nopții, pentru că somnul cel mai eficace în recuperarea celulelor care mor în timpul zilei sunt înainte de miezul nopții. După aceea să ne sculăm o dată cu soarele dimineața, pentru că somnul după răsăritul soarelui este malefic, este împotriva funcționării anumitor organe din corp. După aceea, cât despre mâncare, sigur să mâncăm cât mai simplu, să n-amestecăm două, trei feluri de mâncare la o masă. Unu sau hai maxim două, dar unu o proteină și o legumă, deci mâncarea să fie cât mai ușoară, iar mâncarea de seară să fie cât mai lejeră, ca să putem să dormim bine și ca să putem să evităm depunerea de grăsime. După aceea, sigur, să fim onești cu noi și onești cu cei din jur, pentru că fiind onești cu noi, atunci lăsăm creierul ca să ia deciziile cele mai favoritnice nouă. Onești cu cei din jur, când felul ăsta reușim să stabilim niște relații cât mai comode și cât mai sănătoase cu cei din jur și viața este mai simplă și mai frumoasă. Sigur, e bine să avem un hobby fiecare dintre noi, unii muzica, altul dansul, altul pescuitul, ce hobby aveți dumneavoastră? Privitul. Vă întrerup și vă întreb ce hobby aveți dumneavoastră, să știți că sunt curioasă.
Da, hobby-ul meu este să călătoresc, să învăț în permanență lucruri noi, chiar dacă am fost într-un loc odată, îmi place să mă duc a doua oară, pentru că prima dată nu reușesc să cuprind atât de profund și atât de mult. A doua oară văd mai profund. Știți că se spune că cea mai frumoasă călătorie este totuși călătoria către casă, așa că îmi dați voie să vă mulțumesc pentru faptul că ați intrat cu noi în direct și să vă invit cu mare drag la noi în platou în momentul în care veți ajunge din nou în România. În vizită. Am să fac cu mult drag. Sănătate multă. Vă mulțumim și tare mult și să aveți și o viață cu România. Mulțumim tare mult. Da.